Bună, Silvia! Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută tare, tare mult. Deci, gala. O gală chiar cu surprize. O gală frumoasă, mie mi-a plăcut. Dacă mi-a plăcut, când intră cineva, noutatea, mi-a plăcut noutatea. Deci, s-a vorbit înainte să înceapă gala propriu-zisă, despre câțiva concurenți, Laura cu Diana, că stăteau de vorbă, vorbeau de despărțiri, Laura a văzut-o pe Diana că e supărată și a vrut să o încurajeze, zice, și eu am trecut prin două despărțiri, au mai stat de vorbă, așa, ca fetele, iar ea, Laura, seara a stat de vorbă cu Mihai, despre ei, că să se cunoască mai bine. Asta e un lucru foarte bun, mai ales dacă vor să facă un cuplu, pentru că ăsta e interesul, mai ales al ei, să facă un cuplu. L-am văzut și pe Sorin cu Simona, că au revenit la sentimente mai bune. Bine, el îi acceptă absolut orice. Orice ar zice, orice ar ce ar face, Sorin nu se supără pe ea și chiar îi dă dreptate. Deci, erau, stăteau de vorbă, ea spunea că e puțin geloasă. Nu are de ce să fie geloasă, mai ales în casa mireasa, pentru că până să intre ea, nicio fată nu s-a arătat interesată de Sorin, foarte urât din partea fetelor, pentru că nu cine știe ce frumuseți. Iar Sorin e un băiat extraordinar, mai scapă, e ca fiecare, toți greșim. Și am văzut că Sorin o ținea în brațe, era și în bucătărie, a luat-o și pe sus, ea îi spunea că e foarte drag de tine, în special astăzi, și tot felul de dulcegării, ca între tineri. Și el, Sorin, și Mihai sunt fericiți. Și asta e un lucru bun, nu? A avut loc un vot în casa mireasa. Concurenții au trebuit să voteze pe cine bănuiesc că i-ar fi ispita. Asta e una dintre noutăți. Și a doua, că a intrat Dragoș cu mama lui, doamna Ramona. Spunea că e din Piatra Neamț, are 22 de ani. Am văzut că purta ochelari, frumușel, înalt, cea care 1,80 ceva. Și întrebat fiind de ce ai venit, a spus a venit să mă însor. Deci, foarte hotărât, asta e bine. Și doamna Simona Gherghe a prezentat concurenții, în timpul ăsta a arătat și prezentarea lui. Mi-a plăcut și prezentarea lui, spunea că e sociabil. Asta e un lucru bun, că e sociabil, că n-aș mai vrea să mai fie un concurent exact ca Gabriel, care nu era deloc sociabil. Și că îi place o brunetă care o urmărit el și a văzut-o, n-a spus care, poate vorba de Andrada, chiar s-ar potrivi cu ea, amândoi mai durdulii, mai înalți, voi ce ziceți, s-ar potrivi cu Andrada? Eu așa-l văd potrivindu-se cu Andrada, dar nu știm ce o să zică și Andrada, ce o fi. Astea sunt una din noutăți, de fapt a doua, prima e votarea ispitei, a doua e Dragoș și a treia a intrat din nou, cum aș... Da, a intrat din nou în casă doamna Mioara, mătușa lui Ionuț, parcă, care a fost în America să-și vadă fata, știți că a plecat că vreo lună și ceva, a venit să schimbase la păr, parcă l-avea mai scurt, mai roșcat, nici nu mă amintesc prea bine. Nu mi-o amintesc. Știu că a plecat, nu știam că o să mai vină înapoi. Eu mă gândeam că poate aduce un băiat sau poate că aduce pe una din fetele eliminate, dar uite că a adus o mamă. Da. Era foarte fericită, mai ales Ionuț, ca să vadă să-l pună la punct. Pentru că e singurul de care nu s-a interesat nicio fată până acum. Păcat. Mie îmi place. Hai să vedem ce au votat concurenții ispita. Cine este ispita? Robert crede că Diana, Raul că Izabela, Alex tot că Izabela, Ionela că Tes că Alex, s-au votat reciproc, Izabela că Alex, Andrada tot Alex, Diana, Ionela, când cineva spune Ionela, ceilalți râdeau. Alexia, Robert, Simona, Raul, Ramona, Alex, Mihai, Ionela, Stelian, Alex, Sorin Ionela,
Ionuț Ionela și Laura Alex. Cu cele mai multe voturi a fost Alex. Apoi Simona Gherghe a ținut să anunțe că nu e Alex ispita, dar că există o ispită în casă. Din acest moment există o ispită în casă. De fapt, cred că a fost mai de mult. Sau poate Laura, nici eu nu știu. N-am de unde să știu. Dacă nu spun ei, eu n-am de unde să știu. Așa că există ispită. Putem sta liniștiți de acum încolo, nu mai trebuie să ne facem gânduri, că, cum mai ziceau și câțiva, poate că nu există ispită. Există. Care dintre ei o fi, nu putem ști, dar este. Și la un moment o să aflăm, bineînțeles, că nu se poate să nu aflăm cine ispita, dar până atunci ai mai fierbe puțin, fiecare se bănuiesc. Toți, mai ales că ziceau unii de alții că dacă ar fi o ispită, ar arăta ca el sau s-ar comporta ca el. Și eu m-am gândit și mă gândesc în continuu, care pot să fie ispită? Am câteva bănuieli, nu vi le spun acum deocamdată. Poate Laura. De asta a intrat ca ispită. Păi ea știe că a mai fost la alte emisiuni unde erau ispite, aș fi spus. Aș fi spus asta. Așa că vom urmări și o să vedem, bineînțeles, că altceva nu avem de făcut. Casa a votat mirii săptămânii. Mai întâi fetele, Diana a votat pe Alex, Tess Sorin, Ramona Sorin, Izabela Mihai, Laura Mihai, Andrada Mihai, Simona Mihai, Alexia Stelian. Deci Mihai 4 voturi a avut. A avut 4 voturi. A votat apoi și băieții, Stelian pe Alexia, Sorin pe Tess, Robert pe Izabela, Mihai pe Laura, pentru că pot să o voteze din moment ce nu sunt cuplu, Raul pe Laura, Ionuț pe Tess, Alex pe Andrada, Laura, 3 voturi. Dar, au fost la egalitate, așa că noul venit Dragoș a votat și el și a ales-o din nou pe Laura. A ales-o pe Laura. Așa că Mihai și Laura sunt mirii săptămânii aleși de casă, care au primit ca premiu, toți primesc, o invitație la Antena Stars, împreună cu Raluca Preda. Nu știu când o să fie, n-a anunțat, dar o să vedem noi. Asta a fost premiul lor. Bine că nu le-a mai dat crăteți, robot de bucătărie și mă știu ce. Mult mai bine la Antena, mai iasă din casă, să mai distrează, pentru că prea multe le-au dat produse de asta de bucătărie și toate alea. Apoi, votul real al publicului. Prima dată a fost mama săptămânii, doamna Ana, la fete. Ramona, pe locul 1, pe locul 2, Ionela și pe locul 3, Diana. Diana de căzut. La băieți, Mihai, Alex și Ionuț. Ionuț foarte fericit, pentru că a mai fost odată ales, foarte, foarte fericit. Așa că, pentru a doua oară, Ionuț. Cam asta a fost gala noastră. Mi-a plăcut surprizele, chiar îmi plac surprizele foarte tare. Alea bune. De data asta, a nimerit. Cam atât am avut până acum să vă spun și vă doresc o după masă plăcută. La revedere!